Salutare, fraților, și bine ați revenit la o tură! Și pentru că a venit vremea asta minunată și este 1 mai, o să am o surpriză pentru voi. Telefonul meu! Ăla e! Cine credeți că mă suna? Invitatul emisiunii de astăzi de la o tură. Și credeți-mă, pe omul ăsta nu-l cunoașteți, nu este un vlogger, nu este o persoană de pe internet. În schimb, are o jucărie. Bă, băiatule, o să vedeți în câteva momente despre ce vorbim. Fraților, și bine ați venit la o tură. Ne aflăm în mașina lui Mihai, un E30 de nici mai mult, nici mai puțin de 600 de cai. 600, da? Bă, băieți, stau în dreapta în mașina asta pentru că mai întâi trebuie să te împrietenești cu ea, mai întâi trebuie să o înțelegi, pentru că nu e o mașină. O să fie foarte greu să vă vorbesc în acest episod la o tură, pentru că este cea mai specială mașină de până acum în această serie. Cu ajutorul lui Mihai, proprietarul lui, lângă mine la volan aici făcându-și treaba, am ocazia asta specială la început de mai să începem show-ul cea mai adevărată mașină. Dar până atunci aș vrea să-mi spui tu mai multe, Mihai, ce e cu mașina ta și ce modificări a suportat de am ajuns la cifra de 600 de cai. Motor, transmisie, grup, unte, caroseria refăcută, întărită. Este vorba despre un 2.5 Non-Vanus. Non-Vanus Turbo, care merge 600 plus la low boost. E o experiență să mergi și încet cu mașina asta, pentru că are un sunet și un cuplu și o satisfacție. Te ia capul, bă, băiatule, te ia capul mașina asta. Ceea ce probabil auziți, nu-mi dau seama, este transmisia. Și asta poate să ne confirme Mihai, da, sau da, nu? Da, transmisia. Este călăcioasă. Donson, Benis. Bună. A stat ceva. Faza foarte mișto este că Mihai și-a făcut mașina asta singur la el în garaj. Omul nu că se pricepe să-ți faci o mașină de 600 de cai singur. E greu. Fraților, dacă vă place acest episod și vă place mașina lui Mihai, acest E30 Turbo de 600 de cai, nu uitați să lași un like aici imediat. Ăla-i cu subscribe, tata, ăla a fost pentru subscribe. Cauciuc, mirosima cauciuc. Știi când ai impresia că ții zborul? Na, ultima dată am mers cu avionul, dar auzeam același sunet. Și am plecat. Bă, băiatule, cum face mașina? Băi, ești nebun, mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Fraților, dacă vă place mașina lui Mihai, nu uitați să dați un subscribe repede pentru acest monstru de 600 de cai și clonțopelul repede, pentru că o să vedeți destul de frecvent mașina asta în vlogurile de la o tură. Vom fi cu ea până când mașina va fi finalizată și hai să lăsăm mașina să vorbească. Înseamnă să fii cu adevărat pasionat, mă, frate.
ți-a luat să ajungă mașina asta în stadiul ăsta de 600 de mai? Am înțeles că o să vopsești mașina, o să... Da. O să arate în cea mai bună formă, să înțeleg. Așa sper. Ai planul cu aia de competiție sau o ții doar pentru satisfacția ta personală? O să mergem, să vedem ce poate să fac. O să mergem pe 26 la Ianca. 26 la Ianca? Da. Facem un timp mișto și dacă vreți să vedeți un clip șmecher de pe 26, de la Drag Racing, 26 mai mai exact, mergem și ne dăm cu mașina asta pe circuit la 400 de metri să vedem cum te simți la 600 de cai pe 400 de metri. Aceasta a fost emisiunea La O Tură. Vă mulțumesc încă o dată că vă abonați, că urmăriți cu plăcere acest format. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao!